Corona Brașov, o nouă aventură pentru tine. Cum te simți aici la echipă? Da, ce să spun? Totul este la superlativ. Din primul rând, grupul pe care l-am creat și l-am găsit aici. Deși este primul an în divizia, pentru început se pare că am intrat foarte tare în prima divizie și sperăm să o ținem tot așa. Unul dintre jucătorii care a schimbat foarte rar cluburile, ești un nou jucător stabil, a fost greu pentru tine să accepți oferta Coronei? Nu a fost. Era cazul să schimb după 5 sezoane petrecute la Craiova. Simțeam nevoia de a schimba ceva, în primul rând să-mi ridic un pic tonusul, tonicul, dacă aș putea spune așa. Bineînțeles, și faptul că Laurențiu a devenit antrenor și m-a convins, mai ușor să fac alegerea. Să fii antrenat de fostul coleg? Pentru mine nu e nimic diferit. Îi stă bine, îl felicit, muncește, se vede că își dă foarte tare interesul, e și normal. Nouă ne place de cum suntem conduși și cred că se vede și pe teren. Spui altfel sau tot Laurențiu? Da, eu îi spun mister. Hey, nu, glumesc. Laurențiu, da. Laurențiu, bineînțeles. După 5 ani suntem foarte apropiați. Acum o lună și jumătate scriați istoria la europene. Care e cea mai frumoasă amintire a ta de atunci? Păi, ce să zic, cred că cea mai frumoasă amintire cred că e combinată cu speech-ul pe care l-a avut domnul profesor Stancu înainte la video, înainte de meciul cu Turcia și clar victoria după Franța. Da, a fost ceva de vis, am trăit cred că cele mai frumoase momente din cariera mea din punct de vedere și pe teren și emoții și tot. Da, a fost la superat. Timpul s-a schimbat și sigla Federației Române de Volei, e cu V de la victorie, se potrivește bine. Da, e ceva care cred că de bun augur se aliniază perfect cu vremurile în care trăim, e ceva modern, nu știam că vine de la victorie, mie îmi place, chiar arată bine, am văzut-o și în sala la Rapid pe un fundal gri care le-am zis și la băieți, uite ce bine arată, chiar e faină. De când ai plecat tu de acasă? Tu ești din Fălticeni, practic ai jucat în alte orașe tot timpul la Galați. Da, de cât timp am plecat? Sunt, cred că chiar după ce am terminat liceul, am plecat, am stat 3 ani la Piatra Neamț, 2 ani la Baia Mare, 5 la Craiova și, nu știu, not announced încă cât la Brașov. N-ai accent nici de ardelean, nici de moldovean, cum ai reușit, nici de moldean? Nu e nimic, cum să zic, forțat. Chiar și dacă stau o săptămână în Baia Mare, mă dau imediat cu Ioi și cu asta, chiar oriunde. Chiar și când mă duc acasă, imediat, accentul de moldovean revine, nu. E cum unde mă așez, imediat mă dau după lume sau după lume. Mergeai la colindat când erai mic? Da, bineînțeles, da, tot timpul. Am stat chiar până în liceu cu grupul, cu echipa de la bloc, cu Uratul și colindatul. Mai ales de Revelion, era ceva fenomenal în zona noastră, chiar și acum. Nu mai e zăpadă, bineînțeles, de Crăciun și de sărbători, nu e același farmec, dar încă se ține, încă ce puțin cu ursul și cu capra. Sunt, da, eram țiganul, spus așa, cel care bătea la tobă.